An de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, Jurnal TV lansează campania Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu. În această perioadă am schimbat destine, am adus bucurie pe chipurile oamenilor și am demonstrat că Moș Crăciun există prin fiecare dintre noi, cei care au donat pentru a face fericit un copil, un bătrân sau o mamă. În acest an, sărbătorile de iarnă sunt altfel. Războiul și criza energetică au lovit în fiecare dintre noi, iar facturile ne depășesc cu mult veniturile. În acest an, Jurnal TV ți ia de pe umeri grija cheltuielilor pentru întreținere. Jurnal TV îți achită facturile. Bucuria sărbătorilor de iarnă nu va fi umbrită de facturile enorme la căldură și electricitate pentru 30 de familii datorită campaniei Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu. Astăzi, Jurnal TV achită facturile pentru familia Matkovski din Chișinău. Este o adevărată binecuvântare în prag de sărbători, ne-au spus oamenii. Valentina Matkovski este pedagog de profesie, însă a fost nevoită să abandoneze acest domeniu pentru a-l ajuta pe fiul său, care suferă de paralizie cerebrală de când s-a născut. Acum femeia este asistentul personal al băiatului de 11 ani, iar noaptea confecționează brățări ecologice și le vinde la piață. Pe lângă salariul de asistent și pensia lui Ionuț, mai ies la piață și ne ajută un pic bunei, un pic tatăl copiilor și încercăm să facem față. Ce ar însemna, iată, ca o lună de zile să nu aveți grijă factorilor, adică să vă fie achitate de Jurnal TV? Wow! Ar însemna foarte mult. În primul rând, ar însemna un complex de vitamine de care eu nu ți-are nevoie la moment acum și pe care chiar le amânasem pentru un pic mai târziu la ceea ce este. Ar însemna să le ofer cei de ce au nevoie fără restricții. De 9 ani este divorțată, dar fostul soț o ajută mereu. Tot salariul pe care îl primește în calitate de asistent personal merge pe facturi. Din păcate merge aproape tot, chiar dacă economisim la maxim, merge practic tot salariul meu de asistent personal pentru facturi. Bine, nu putem face altceva decât să economisim la maxim și am făcut chiar, adică mi-am făcut singură un plan ca să achit câte jumătate din facturi pentru perioada rece și încetişor până la sfârșitul verii ca să terminăm și cu perioada în care facturile sunt mai mari. Când prețurile au luat o razna, Valentina Matkovski și-a făcut un plan cum să facă față acestei ierni. Căldura o dăm pe ori, este încălzirea autonomă în casă, este plusul nostru. Atunci când este mai frig, dăm un pic mai tare. Când e mai cald, putem să o oprim de tot și adică nu avem facturile atât de enorme. Și atâta timp cât nu este nimeni acasă, stăm căldura de tot. Atunci când venim acasă sau mai exact când vine fetița de la școală, ea o conectează, practic 2 ore până a-l aduce și pe Ionuț de la grădiniță. Datorită campaniei Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu, și această familie va scăpa de povara facturilor acum, în preajma sărbătorilor de iarnă. Anul acesta, Jurnal TV va încălzi casele a 30 de familii din diferite localități, pentru ca sărbătorile să fie mai călduroase și mai liniștite. Campania este realizată cu sprijinul Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului.